Inițiatorii proiectului au conceput deja circuite eco în zonele naturale din Munții Carpați, Delta Dunării și Bazinul Dunării. Este vorba de un turism lent, menit să sprijine comunitățile locale și să păstreze specificul locului. Este un proiect a două organizații, Asociația de Ecoturism din România și Asociația Ivan Pața Echimila 23, prin care promovăm ecoturismul în România și în special canotca, care este un nou tip de barcă realizată la îndrumările lui Ivan Pațaichin. Și este o combinație între lotca pescărească tradițională din Delta Dunării și canoe și a fost făcută special pentru a impulsiona un nou tip de turism în Delta Dunării, un turism mai lent, care să le permită turiștilor să experimenteze altfel Delta Dunării, să renunțăm la viteză, la bărcile cu motor, să fim mai prietenoși cu natura și cu Delta Dunării. Momentan, astfel de programe atrag mai degrabă turiștii străini, educați deja în spiritul ecoturismului. Pentru români, conceptul reprezintă mai degrabă o noutate. Există un mic segment care este interesat de ecoturism, însă, în general, românii încă preferă pensiunile și să se relaxeze eventual cu un mic și cu o bere. Noi încercăm să le arătăm că există și altceva, există natura care așteaptă să fie descoperită, există satele tradiționale pe care noi le-am uitat, iar străinii vin în țară tocmai pentru asta, pentru lucruri pe care noi le ignorăm și le considerăm înapoiate. Deși ecoturismul este o nișă a turismului internațional, acesta poate oferi beneficii substanțiale țărilor care reușesc să-și promoveze frumusețile naturale. De exemplu, aproape jumătate dintre turiștii germani văd natura ca principala motivație de a călători, această piață însumând în jur de 20 de milioane de călătorii anual.